Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. La mine în casă mănânc foarte mult prăjiturile, simple, gustoase, fără mult școală ca să le faci. Eu am aici o prăjitură cu miez de nucă, așa, cu miez de nucă, pufoasă, ia uitați-vă și pufoșenii, așa, și cu multe fructe cristalizate sau cu fructe uscate. Într-adevăr, s-a primit o pufășănie foarte repede, coaptă foarte bine, dar ia uitați-vă cum arată înăuntru. Perfectă! Așa, aici are miez de nucă, aici are fructe, cocană de lapte, cu ceai, chiar și cocană de compost sau chiar cu o cană de un suc bun natural care tu îl dorești. Poți să o faci cu vișne și cu miere, poți să o faci cu ce dorești tu. Așa, și eu am să o dau cu zahăr pudră. Ia uitați-vă cât de frumos ea arată la mine. Cea mai simplă prăjitură. Poți o pui chiar și pe masa de sărbători. Așa, prăjitură este cu siguranță cea mai simplă. Poți să o faci cu multe fructe, chiar cu fructele din campot, chiar cu cacao, dacă tu o dorești. Deci, cu siguranță, toți oaspeții de la masa ta vor fi mulțumit de așa prăjitură simplă, gustoasă, frumoasă, dar și sănătoasă, că este făcută de noi. Ia uitați-vă și minunățăia mea aici. Perfect! Poftă bună cu Zidana Ozacuna. Eu astăzi am făcut așa prăjitură tot videoul ca să vedeți. M-a salutat din ce țară mă priviți sau chiar din ce oraș, dar eu vă poftesc la o prăjitură cu un ceai de buriene sau chiar cu un ceașcă de cafea. Așa, deci eu am revenit la cea mai simplă prăjitură. Eu am aici 7 ouă de găină, că fac o prăjitură mare, zahăr vanilat sau vanilă, hai, așa, sau extract de vanilă, sau praf de vanilă, așa, foarte important am aici zahăr, 200 de grame de zahăr, numai decât, așa, și bat bine în spumă totul cu un mixer, cu un mixer simplu. Ia uitați-vă și spumă de aici s-a primit. Foarte, foarte bine este amestecat. Și eu pun 50 ml de ulei. Ulei de floarea soarelui. Poți pui și unt topit. Amestec încet. O linguriță de ceai, de praf, de copt. Ies 7 grame și 6 linguri mari de făină. La mine ies 250 de grame. Așa. Eu vă arăt cum trebuie să primească un aluat. 3, 4, 5, așa, 6. Așa, încet, Zidana, așa. Aluat trebuie să primească ligier, pufos, ca o smântână groasă. Această prăjitură eu o fac foarte des, mai ales pentru copii. Poți să-i pui și cacao, poți să-i pui și miez din nucă. Poți să-i pui și arahide, poți să-i pui și fistic, cocos, absolut totul ce dorești tu. I-am să-i pun fructe uscate și secretul vedeți mai departe. Deci încet, încet îl amestec. Ia uitați-vă și a luat frumos, perfect.
Eu am aici o tavă. Așa, deci nu este mare și că. Așa. Și eu îmi pun prăjitura mea. Muns hârtie întotdeauna cu ulei sau cu un topit, întotdeauna ung. Fructele uscate, la fel adaug. Adaug, deci, prăjitura mea. Uitați-vă, când aluatul este bun, cum se ridică, deci, beluțele de aer. Și adaug jumate din prăjitura mea. Așa. M-am oprit. Încet, întind aluatul pe tava mea. În felul următor. Am pus un rând de aluat, iar din nou fructe sterilizate sau fructe cristalizate sau fructe uscate se numesc. Așa ia. O prăjitură nemaipomenită de gustoasă. Am și cocos și tafidi. Și căpșuni uscate, și kiwi, bucăți de kiwi. Și mai am și aici miez de nucă. Așa, în felul următor. Noi miezul de nucă foarte mult îl mâncăm, că el este bun pentru memorie, să știți. Așa. Și mai tot puțin, deci, aluat deasupra. Dacă ați observat, eu am lăsat, deci, puțină hârtie, în cască, dacă a să încrească mai tare. Și, deci, eu încet, încet îmi torn, deci, aluat deasupra. Așa. Această prăjitură la noi se mănâncă foarte bine, mai ales copii, că este o prăjitură naturală, nu are multe ingrediente, deci nu am pus multă grăsime. Așa, și deci mi-a stup tot aluatul meu iară cu tava mea cu aluat. Așa, acum deasupra iar pun fructe cristalizate. Așa, și o dau la cuptor, la cuptor prea încălzit, 30 de minute. Formidabilă de gustoasă. Așa, mai pun puțin miez de nucă, ca să lipească bine pe aluat. Deci este o prăjitură de Crăciun. Să știți, prăjitură foarte gustoasă. Nemaipomenită de gustoasă. Și hai la cuptor. Și eu vin imediat cu rezultatul. Deci prăjitura mea este scoasă de la cuptor. Ia uitați cât de frumos ea arată. Perfectă. Fermecioasă, simplu, ușoară, gustoasă, nemaipomenită.